Continuăm cu alte subiecte. Creștinii ortodoxi de stil vechi o sărbătoresc astăzi pe Sfânta Parascheva, considerată apărătoarea Moldovei. Această zi este marcată de o serie de tradiții. În această zi sunt omagiați toți cei care poartă numele Paraschiva, Parascheva, Paraschiv sau nume derivate ale acestora. Totodată, în mai multe localități din țară, precum Leova, Strășenia, Loveni, dar și unele locașe sfânte, își sărbătoresc hramul. De Dumnezeu păzită țara noastră, Moldova, stăpânirea noastră și poporul ei. Biserica Sfânta Cuvioasa Parascheva din capitală a fost astăzi neîncăpătoare. O sărbătoare de suflet, o sărbătoare de familie, o sărbătoare de biserica noastră ortodoxă care poartă numele Cinstea Cuvioasei Maicii noastre Parascheva. Pentru sănătate, pentru bunăstare, pentru pace în primul rând. Din aici, de la prima piatră, când s-a pus prima temelie. M-am bucurat că mi-a dat Dumnezeu sănătate și am ajuns aici. Pentru a fi prezenți la liturghie, unii ienoriași au venit de peste hotarele țării. Eu sunt stabilită cu familia împreună, cu toți, în Marea Britanie. Cât de mic am mers la acest lăcaș sfânt, am crescut copilașii aici împreună. Noi, în special din Germania, să ne rugăm la această sărbătoare de Sfânta Cuvioasă Parascheva să ne ajute într-o toate, să fie pace pe pământ. Am găsit aici locul unde suntem ascultați și ajutați. Aducem mulțumiri bisericii și părintelui Serghei, care este foarte înțelept. Îl felicităm cu jubileul de 50 de ani și cu cei 30 de ani de activitate duhovnicească. Clericii spun că astăzi se fac praznice și se împart ofrande. Am simțit tot timpul sprijinul și am simțit tot timpul ajutorul Sfintei Cuvioase Maicii noastre Parascheva. Chiar anul acesta, când am început reparația de finalizare a bisericii, am fost la Iași, am cerut să-mi ajute să până la hramul ei, sărbătoarea ei, ca să putem aduce la bun sfârșit reparația. Sfânta Parascheva s-a născut la începutul secolului al XI-lea și aproape jumătate de secol a fost călugăriță la o mănăstire din pustiul Iordanului. Moaștele ei sunt păstrate în Catedrala Mitropolitană de la Iași.